În ultima vreme au fost două evenimente importante pentru cineștii români. Unul, lansarea apelului de urgență culturală și, doi, dezbaterea de la minister. Ambele fiind legate în timp. Și aș vrea să știu cum ați gândit acel apel la starea de urgență culturală la care Uniunea Cineștilor e parte. În primul rând că am primit apelul din partea Adei Solomon. Este limpede că și Ada Solomon și Tudor Giurgiu reprezintă astăzi două personalități reale și oameni care se ocupă foarte atent și foarte eficient de ceea ce înseamnă industria cinematografică și nu numai. La acest apel, care însemna până la urmă găsirea unor soluții, în primul rând financiare, pentru o perioadă de criză, traversarea unei perioade de criză, pentru că deficiențele au apărut în momentul în care banii pentru concursurile câștigate și pentru proiectele câștigate nu s-au mai dat. Nu s-au mai dat decât pe zona de animație sau pe lucrurile care fuseseră deja filmate și erau oarecum în etapa de postproducție. Ori foarte mulți cineaști câștigaseră aceste concursuri, așteptau banii pentru dezvoltare, așteptau banii pentru pregătirea de filmări. Sigur că lucrurile sunt foarte amestecate, pentru că a fost o perioadă, și sper că această perioadă să nu mai fie a la lung, în care era imposibil, practic, să se filmeze concret. Dar nu era imposibil să se antameze niște filmări. E vorba de spații, e vorba de locații, e vorba de o distribuție, e vorba de niște angajamente care pot să fie semnate în avans, pentru că te poți trezi după aceea când, să spunem, s-a dat drumul sau s-a relaxat toată situația, că oamenii respectivi sau distribuția să aibă alte angajamente. Deci aici era o discuție între CNC și producători. Opinia mea este că trebuia discuția să aibă loc între Consiliul CNC-ului și producători, pentru că existau argumente privind puțin în afară ce au făcut ungurii. Din timbru cinematografic au dat o parte pentru subvenționarea unor săli de cinema care erau închise, în sensul de a nu pleca oamenii să lucreze în altă parte sau pur și simplu să rămână nici măcar într-un ajutor de șomaj. Polonezii și ungurii în același timp și cehii la fel, din fondul cinematografic au dat o sumă prin înțelegere de a ține oarecum în perioada asta focul, cum spunem noi, focul cât este cald, să nu se termine. Deci iată că aceste inițiative, din punctul meu de vedere, trebuie încurajate fără a fi completate de o groază de hârtii, de maculatură inutilă și de explicații inutile. Într-un moment de criză, acționezi. Nu pot să nu spun că m-a bucurat într-un fel întâlnirea de la guvern, chiar dacă a avut loc așa pe ecrane, pentru că Giurgiu a venit extrem de bine pregătit, oamenii care se ocupau de distribuția filmului la fel, și oamenii până la urmă au expus o situație. Situația cinemaului actual, am ținut eu să comunic, nu știu cât de inspirat sau cât de înțelept, este o situație plină de paradoxuri. Adică, pe de o parte, nivelul de creativitate este extrem de mare în zona cinematografică și în zona de teatru
și în zona artelor. Avem extrem de multe premii internaționale. S-a creat un val cinematografic, un nou cinema care continuă și cred că suntem la al treilea, al patrulea val, precum cinematografia chineză care a ajuns la valul numărul 9. Adică deja Mungiu, Cristi Puiu sunt veterani pe lângă noile apariții, oameni tineri, oameni care fac cinema independent, oameni care primesc destul de puțin din rezerva CNC-ului, dar care au rezultate. Pe de altă parte, nu avem o industrie cinematografică sau nu avem o industrie cinematografică bine pusă la punct. Avem un Castel Film, Vlad Păunescu, avem un studio Buftea oarecum în derivă și restul sunt mici case de producție, extrem de vulnerabile, mai ales într-o situație de tipul COVID-19. Și care aceste case trebuie oarecum sau ar fi trebuit, și sunt convins că lucrurile au început să se miște, să fie subvenționate puțin în avans, pentru că am explicat, deși pare o vorbă aproape uzată, imaginea României, acel moto permanent de imaginea României în lume, se face cu aceste filme, se face cu mari spectacole, se face cu o literatură de calitate. Și atunci nu se poate să neglijăm un sector sau să găsim formule de tipul hai să facem un cinema în mașină, de exemplu. Să mă ierte Dumnezeu, dar noi nu avem cultura americană de a privi un film din mașini. Noi avem acele grădini și pot să fie, mai ales că lumea spunea cinematografele închise și am întrebat care cinematografe închise. Despre ce cinematografe discutăm în afară de molurile care vor fi parțial deschise pe un număr de spectatori și așa mai... I-am invitat pe membrii guvernului să facem o călătorie pe Bulevardul Elisabeta și dacă nu le ajunge această călătorie, să o facem pe Bulevardul Magheru. Două bulevarde foarte importante. Până la urmă, această pandemie care ne-a pus pe toți într-o situație nu atât de izolare, dar nu de izolare mentală, pentru că am început să gândim ce avem de făcut. Iată, TIF-ul merge într-o formulă online, oamenii încep să se miște, există o creativitate extraordinară la nivelul generației tinere, care sunt convins că va găsi tot felul de mijloace, că se va inventa până la urmă un alt tip de a recepta un cinematograf. Adică lucrurile sunt în permanentă mișcare. Nu trebuie să ne facem acum deziluzia că cinemaul a murit odată cu această criză și că receptorul nu va mai veni spre noi. El va veni, el are nevoie. Sau cel puțin asta gândesc eu, că avem nevoie de cinema. Discuția a rămas oarecum pe promisiuni, dar nu acele promisiuni cu vom face și vom acționa, ci tipul acela de promisiune care începe cu alt tip de a plasa un verb. Facem. Și din discuția care am avut-o cu Giurgiu și din discuțiile care au mers după aceea, încep să vină bani din fondurile europene și destinați cinematografiei. Reformarea unui sistem cinematografic ține doar de noi. Iar dacă sunt aluzii legate de un CNC mai prăfuit și așa mai departe, să nu uităm că multora a convenit această formulă de CNC care până la urmă să avantajeze mai mult o zonă
deja stabilită ierarhic și să nu încurajeze lucrurile care țin de cinemaul independent, de oameni care își doresc să facă filme. Am stat și m-am gândit chiar la UCIN și am spus, noi am finanțat și vom finanța în continuare, chiar dacă mult mai redus, probabil doar la nivel de premii, niște festivaluri. Și am stat și m-am gândit, oare e bine să finanțezi festivalurile mari, importante, sau e bine să încurajezi apariția unor mici festivaluri care treptat, treptat se vor dezvolta. Adică e bine de a încuraja un independent care vine la UCIN și spune am nevoie de un sprijin să fac un festival de artă sau un festival experimental, sau mergem în continuare pe Astra Sibiu, pe TIFF, pe festivalurile care au o oarecare notorietate. Cred că lucrurile trebuie reevaluate în sensul corect, adică în sensul de a găsi formule pentru cinemaul independent, pentru filmele care apar parcă de nicăieri, cu un generic de prieteni și care se duc la festivaluri mari și care chiar câștigă și premii importante. Se vorbește, de fapt, în Europa despre un ghid de măsuri pentru producția de film. Ghidul mai degrabă va viza festivalurile care trebuie să înceapă, să spunem, iulie, august și septembrie, galele care trebuie să desfășoare, premiile UCIN, premiile GOPO. Nu am date și nu cred că s-a mișcat ceva în legătură cu maniera de a filma în continuare într-o situație limită, pentru că, de fapt, până la urmă, lumea cred că așteaptă terminarea acestei. Într-un fel gândim spre a fi ca altă dată. Nu cred că va mai fi chiar ca altă dată, dar este limpede că toate aceste ghiduri impun un tip de artificialitate din punctul meu de vedere și că lucrurile nu cred că vor putea avea loc în cinema și mai ales în teatru. Gândiți-vă cum vor juca actorii. Gândiți-vă că mari spectacole de tipul Purcărete sunt aproape așa o poveste, țin de amintire. Deci lucrurile, din punctul meu de vedere, nu cred că se rezolvă prin aceste ghiduri, decât în formule, dacă vreți, puțin grafice. Adică unde așezăm o echipă, cum rezolvăm o problemă cu o aparatură performantă, dar cum putem să dăm drumul între noi, chiar dacă suntem destul de separați, la acel flux care ține de magia cinematografului. Pentru că despre asta discutăm până la urmă, magia pe care o facem noi, mai bine sau mai puțin, magia prin care îi atragem pe spectator să vină, că vin pe net, că plătesc cu cardul, că vin 20, că vin 50, vin pentru un moment de magie și de bucurie și de iluzie pe orice fel de ecran și orice fel de suport.